Chiar dacă vremea nu este deloc una potrivită în acest sfârșit de săptămână pentru un meci de fotbal, sâmbătă și duminică sunt programate etape în fotbalul mic județean. La nivelul Ligii a patra, cu începere de la ora 12, sâmbătă se va juca după următorul program. Aro lung Juventus Bascov, Sula Grația Dragoslavele dele repitești Repitești, CS Domnești Internațional Valeiașului, CSC Suseni, Vitorul Rucăr, ACS Costești, Mușcelul Lărești, Spida Academy Pitești, CS se 2 și Vitorul Bârla, ACS Poiana Lacului, Energia Stolnici, sta! Duminica de la ora 11 în seria Nord a campionatului județean se va juca după următorul program. Petrolul Hârtiești Unirea Bugia de Jos, viitorul Rădești Ase Dragoslavele, Vulturii Vulturești, Fotbal Club Corbi, Ase Ciofrângeni, Rapid Davidești, Flacăra Boteni, Ase Micești, Cimentul Valea Mare Pravăț, Voința Țițești, Gloria Bărevăști, Contabilitate Stoinești și Sporting Pitești, Partizanul Vlădești. AFCS Cetățeni va sta.